Stimați telespectatori, puteți crede că astăzi, când cu toții ne gândim cum să pășim mai degrabă către Europa, să renunțăm la vize și la multe altele, există undeva în țara noastră românească doi oameni care doresc să trăiască în continuare așa cum o fac de foarte mulți ani, în singurătate, aproape în sihăstrie, dacă vreți. E greu de înțeles, însă cel mai bine e să-i ascultăm pe ei. Noi vi-am mai prezentat la Viața Satului, era pe vară și am mers acum să vedem cum este iarna, să fii singur undeva într-un loc izolat, ca acum câteva sute de ani când omul trăia liber în natură. Am plecat de acasă dimineața pe la ora 8 și am ajuns pe la 10, deci în jur de 2 ore. Ați mai avut în decursul carierei noastre de preot asemenea drum de făcut? Sincer să fiu, nu. Nu se învață în școală așa ceva și de prezența acestor oameni în acest loc am aflat dintr-o emisiune televizată și fiind un preot din apropiere m-am gândit că ar fi frumos ca anul 2000 să-l începem cu sfințirea casei și cu o slujbă de dezlegare de farmece, de blesteme în această casă care probabil că n-am mai întâlnit așa ceva. E un pericol să vii din sat până aici în mijlocul pădurii? Un pericol nu putem considera că e un pericol, dar o aventură pentru cei neavizați poate fi considerată, mai ales în acest anotimp, zăpada e mare, drumul nu prea este început după cum s-a văzut. Pentru cel care nu a circulat la pădure și nu știe, poate fi într-adevăr o aventură. Ajung de bobotează. Un preot, doi diaconi, doi cantori, un paznic de vânătoare. Se începe o slujbă de călătorie. O călătorie care exista doar în imaginație până atunci. Ger cumplit, zăpadă înghețată, peisaj sălbatic în splendoarea iernii anului 2000. Pe cea mai scurtă potecă, la 10 km distanță lângă comuna Rus din județul Sălaj, în mijlocul pădurii, locuiesc frații Simion și Ștefan Chiroban. Peste 7 dealuri și 7 văi, dincolo de Zare, locuința din Valea Pietricelei, pentru cei mai tineri, sună ca o poveste spusă de vârstnicii comunei. Pentru a ajunge până acolo există mai multe drumuri, cel mai bun având o lungime de 30 de kilometri. Drumul cel mai scurt a fost o potecă improvizată prin zăpada groasă de aproape un metru, prin inima pădurii. Singurele urme sunt cele de animale în căutare de hrană sau de culcușuri, nici de cum urmă de om. În sălbăticia peisajului, semnele lăsate de osanie, semne apărute după jumătatea drumului, sunt cu totul neobișnuite. Lumina pală a soarelui de iarnă printre copacii morți de frig, dealuri și păduri cât vezi cu ochii, din când în când câte o poiană, prăpăstii, relief schimonosit, sunt motive de popas obligatoriu pentru răsuflu și câte o gură de horincă, nemai vorbind de prezența obligatorie a paznicului de vânătoare ca și ghid și protector de fiare sălbatice. E un pericol să vii din sat până aici în mijlocul pădurii? Un pericol nu putem considera că e un pericol, dar o aventură pentru cei neavizați poate fi considerată, mai ales în acest anotimp, zăpada e mare, drumul nu prea este început după cum s-a văzut. Pentru cel care nu a circulat la pădure și nu știe, poate fi într-adevăr o aventură. În ce ar consta aventura aceasta? Păi ar consta că poate să apară neprevăzut. Sunt oameni care le e frică de animale sălbatice, deși animale sălbatice știu că omul este suveran, toate să ferească de el. Ce animale sălbatice sunt în pădurile noastre? Bine, pădurile noastre sunt destul de variat vânatul. Căprior, vulpe, iepure, mistreț, chiar lup, urși au fost înainte. În această iarnă s-a semnalat un hăitic de 9 lupi care, după cum se știe, circulă foarte mult într-o noapte, până la 50 de kilometri, în căutarea hranei. La multă lume e frică de ei. Asta a fost și motivul pentru care v-am rugat să ne însoțiți. Vă spunem sincer. După 2 ore de mers, pașii prin zăpada înghețată au fost tăiați de lătratul unui câine, iar poteca de-abia începută de un drum cu urmă de sani. Cenușiul copacilor anunța în zare o poiană cu lumină și totodată sfârșitul drumului. La capătul urmei de sanie, câteva văcuțe se îndreptau la adăpat, la copcile tăiate în gheața văii, fiecare la copca ei. Topografia locului era mult mai blândă, în gospodăria din poiană,
iar treburile de dimineață erau isprăvite. Începe slujba de binecuvântare și sfințirea apei. Cât timp ați ajuns aici? Am plecat de acasă dimineața pe la ora 8 și am ajuns pe la 10, deci în jur de 2 ore. Ați mai avut în decursul carierei noastre de preot asemenea drum de făcut? Sincer să fiu, nu. Nu se învață în școală așa ceva și de prezența acestor oameni în acest loc am aflat dintr-o emisiune televizată și fiind un preot din apropiere, m-am gândit că ar fi frumos ca anul 2000 să-l începem cu sfințirea casei și cu o slujbă de dezlegare de farmece, de blesteme în această casă care probabil că n-am mai întâlnit așa ceva. Îi cunoașteți și de la biserică? Da, sunt oameni credincioși și frecventează biserica. Fiind doi frați, întotdeauna cineva trebuie să rămână acasă, însă unul dintre ei coboară în vale la biserică pentru a se ruga lui Dumnezeu și a lua cele sfinte de la biserică. Credeți că o să vă fie de bun augur peripețiile din ziua de astăzi? Pentru anul care vine. Nădăjduiesc, ca fiind anul 2000 și începând într-un mod atât de frumos, să facem din aceasta o tradiție să nu se mai întâmple ca acești oameni să nu mai aibă preot în ziua de bobotează. Cei doi frați, în vârstă de 78 și 76 de ani, s-au născut și locuiesc aici. Pe vremuri era un loc plin de viață, dar cu timpul au rămas singuri. Proprietatea lor este o vale de-a lungul căreia își cresc animalele și pădurea care îi înconjoară pe o suprafață de 20 de hectare. Familia lor a trăit aici, neam după neam, generație după generație. Dragostea pentru locul natal i-a împiedicat să-și mute traiul mai aproape de sat. În timpul vizitei noastre, fratele mai mic Ștefan era plecat la cumpărături dis de dimineață după sare și petrol pentru lampă. Legătura lor cu sătenii constă în mersul la biserică în zilele de duminică, numai câte unul, prin rotație, celălalt rămânând cu treburile casei. Își mai întâlnesc consătenii la aratul pământului din comună și la târgul de animale. Buni gospodari duc un trai simplu, neavând lipsuri. Singuri își ară pământul, singuri își cresc animalele care sunt singura sursă de venit. Pentru ei, toate zilele seamănă între ele, toate încep și se sfârșesc în pădure. În afară de sare, petrol și horinca de sărbători, trăiesc autonomi. Ce mâncăruri v-ați gătit de sărbători? Da, pe cărnaț, lănină, lapte și tita. Ați fost la biserică? Fost. De Crăciun sau acum de anul nou? Și de Crăciun am fost. Am fost a doua pe Crăciun. Cât timp faceți până la biserică de aici? De o oră și ce va face? Și porniți cu noaptea în cap să ajungeți la slujbă? Da. Așa când se zărește de la șepte, după șepte mereu. Cu sănătatea cum o duceți? Păi de legățele așa și așa e. Nu prea sănătoși suntem, să vină și eu suntem nu știu cum de sănătate, da? Da, ați fost bolnav. Aici, în singurătate. Am fost, dar ce să zic? Am scăpat, am fost tare răcit. Am fost răcit rău. Medicul a venit la dumneavoastră vreodată? Da. Medicul. Eu fost mama bolnavă, atunci a venit. În urmă cu zeci de ani? Da. Atunci am și cum vă tratați? Bine. Cum bine? Cu ce? Cu ce vă tratați când sunteți bolnavi? Da, pe doare avem medicamente și nu. Te le arăt dacă vrei. Sub același acoperiș, conviețuiesc în armonie cu văcuțele pentru lapte, cu orătănile gălăgioase și cu porcul de Crăciun. Cresc oi pentru lână și miel de Paște. Au învățat munca la bucătărie, pâinea de toate zilele fiind coaptă tot în mijlocul pădurii. Carul, slugul, fierăstrăul, uneltele care le ușurează munca, toate sunt de vârsta lor, poate chiar mai vechi. Solitari, de voie de nevoie, celibatari convinși, țin cu sfințenie religia ortodoxă în care s-au născut și stilul de viață tradițional. Am găsit o casă caldă, extrem de curată, mirosind alut proaspăt. Masa era gătită de sărbătoare, lângă cele două paturi și lângă pălăriile care așteptau primăvara pe marginea laviței. Creștini desăvârșiți, oameni de bună credință, trăiesc un respect deosebit pentru muncă și pentru natura care le asigură existența. Cea mai mare bucurie o au când o nouă zi este luată de la capăt, când o nouă primăvară începe și o altă toamnă vine plină de roade. Iarna este un prilej de odihnă. Cei doi frați nu țin seama de pericolul fiarelor sălbatice și de gerul aspru. Doar răsfoiesc mai des, în serile lungi, sub pâlpâirea lămpii, Biblia roasă de vreme. Animalele de pe lângă casă trăiesc în libertate deplină, fără garduri sau restricții de proprietate.
Vara, vacile pasc de-a lungul văii, iar găinușele ouă și clocesc în neștire în podul cu fân. Metișii de mistreți vin rar la coteț, fiind preocupați mai mult de ghinda din pădure. Traiul liniștit, fără comunism, fără tranziție, inflație, șomaj, fără a avea habar de politică, fără poluare, este acum sprijin la bătrânețe. Polonicul le mai amintește de vremurile când erau așteptați cu o supă caldă. Lumina lămpii la care s-au născut, tigaia din care au mâncat pentru prima oară plăcintă, sunt la fel. Într-o lume în care vizita medicului este mai degrabă o amintire decât speranță, bucuria sfințirii apei și a locurilor de sălaș a fost cu atât mai mare. La început de 2000, în căsuța din pădure, s-a sfințit prima dată apa, echipa TVR la oaltă cu alaiul bisericesc, fiind singurii colindători și urători de an nou. Poate că imaginile din relatarea noastră v-au părut de bază, dar, spre deosebire de povestirile copilăriei, aici nu există pitici, nici albă ca zăpada și nici frumoasa din pădurea adormită nu a fost vreodată ascunsă pentru a nu fi găsită de ursitoarea cearea. Există doar primejdiile și singurătatea.